ziua, dragii mei telespectatori, și bine v-am regăsit! După o absență de aproape o lună de zile în care ne-am relaxat și noi, am revenit într-un nou sezon, am revenit cu, sper eu, emisiuni care vor fi pe placul dumneavoastră, cu invitații deosebiți, care în fiecare duminică vă vor intra în casele dumneavoastră și pe care sperăm să îi primiți cu dragă inimă. Pentru că mâine începe un an nou școlar, ne-am gândit pentru emisiunea de astăzi să invităm un profesor, pe doamna director Manuela Praja, un profesor de elită al unei școli de elită. Bună ziua și bine ați venit! Mulțumesc mult că ați acceptat invitația mea! Bună ziua și eu vă mulțumesc pentru invitație. Este o bucurie și o onoare pentru mine să fiu alături de dumneavoastră astăzi. M-am gândit că ați fi unul dintre cei mai potriviți oameni și cel mai potrivit profesor ca să discutăm despre anul școlar ce începe mâine. Aș vrea să ne spuneți așa, cum începeți dumneavoastră ca și școală, ca și cadru didactic acest an? Fiecare început de an școlar pot să spun că este o bucurie pentru noi profesorii și pentru elevi. În primul rând pentru că dintr-o dată, după o vară și o vacanță de vară prelungită de o lună de zile, școala se umple de veselie, se umple de bucurie, se umple de chipuri curate și de multă, multă bucurie. Și prima zi de școală este, într-adevăr, o zi foarte importantă pentru, nu mai pentru copii și profesori, dar și pentru părinți. O zi în care ne întâlnim și ne revedem după o perioadă îndelungată și o zi în care, cu bucurie și cu speranțe, plecăm mai departe. Cred că, nu știu dacă este o altă zi mai plină de emulație și de încântare decât prima zi de școală. Ce obiectiv v-ați propus dumneavoastră pentru acest an școlar? Azi, anul acesta școlar, o să continue ca și în ceilalți ani cu aceleași priorități care le avem, priorități care se leagă, desigur, de, în primul rând, de prioritățile copiilor și de viitorul lor. Deci, dacă acum cerințele școlii românești sunt examenele și ele sunt importante pentru viitorul copilului, atunci ne centrăm pe examene. Într-o oarecare măsură am început de mai mulți ani să implementăm, să schimbăm puțin din modul în care realizăm aceste activități didactice cu elevii, adică doar să fie un bagaj nelimitat de cunoștințe, de formule, de metode și de tehnici pentru a promova niște examene, nu este absolut deloc suficient și nu este deloc îmbucurător să termini școala doar cu aceste competențe, pentru că până la urmă ele nu îți folosesc decât pentru a avea acces la liceu și la facultate. De aceea am început să punem mai mult accent pe orele petrecute cu copiii, în special această oră la gimnaziu este foarte importantă de diligenție, există încă în planurile cadru, și la liceu această oră a dispărut practic efectiv în orarul școlii. Ea sigur că se realizează prin altfel de activități, dar nu are aceeași, să zicem, să spunem deschis, nu are același impact ca și prezență ca atunci când ea era în orarul școlii. Și foarte mult facem voluntariat. Sigur, nu toți dintre noi, dar există o parte din profesori care sunt mai deschiși, mai receptivi la aceste idei, nu neapărat idei noi, cât mai mult putem spune că sunt necesități de a forma oameni. Că școala, până la urmă, nu trebuie să formeze doar roboți care promovează examene și niște modele standarde, teste publicate de ministere și de facultăți. Școala trebuie să formeze oameni ai societății, oameni care se ducă mai departe
să ducă mai departe achiziția, să zicem, istorică, națională a acestui popor. Ori dacă noi în școală formăm, să zicem, nu formăm copii responsabili, adulți responsabili, nu formăm copii disciplinari, nu formăm copii serioși, nu, atunci sigur că și mai departe să ne mirăm că tinerii care ies de pe băncile școlilor sunt, eu știu, oportuniști, nu sunt suficienți de serioși, doresc câștiguri rapide în timp foarte scurt. Deci această mentalitate și această educație ar trebui să înceapă din școală. Ori din școală, dar, zic eu, trebuie să înceapă cu mai multă exigență. Așa că școala românească și liceul Traian vorbesc, când vorbesc în general, este undeva la mijloc, pentru că în ultima perioadă prestigiul școlii a scăzut foarte mult și știm că de ani de zile sunt evidențiate și sunt, fac în conjurul țării, să zicem, știrile negative despre învățământ, în timp ce exemplele bune, exemple de inspirație, mai rar ajung în atenția publică. Sigur că există, odată cu pătrunderea tehnologiei și a internetului în viața noastră, există și posibilitatea răspândirii acestora și mă bucur când le văd pe rețele de socializare, au început să crească numărul știrilor pozitive și acest lucru poate duce la o schimbare de mentalitate. Pentru că într-acolo o tindem. Deci prioritățile noastre, ca să revin la întrebarea noastră, sunt examenele, pentru că fără ele nu este posibil, dar în aceeași măsură încercăm să facem altfel școală, încercăm să, acolo unde este posibil, desigur, să modernizăm metodele de, și lucrul, activitățile pe care didactice, pe care le facem cu elevii, adică să trecem de la școala bazată pe memorare, unde profesorul este în fața clasei impunător, el domină lecția și el este actorul principal, să trecem să către elevi, adică să activăm elevii, să învățăm să lucreze în echipă. Eu acum sigur că vorbesc și puțin din ceea ce se urmărește în lumea largă, în legătură cu abilitățile secolului 21, așa sunt denumite. Una dintre cele mai importante este colaborarea și lucrul în echipă. Și în modul mod, activitatea să fie centrată pe elevi. Centrată pe elev, adică elevul să ajungă în centrul atenției. Sigur că această sintagmă o folosim de mulți ani de zile, dar ea efectiv ea nu există. Sigur, ca să existe, deci trebuie schimbat absolut acest stil și acest scenariu de desfășurare a lecției. Dar sunt anumite discipline în care se predă, mai ales disciplinele umaniste, și aici au început să se schimbe metodele de interacțiune cu elevii, adică elevii sunt consultați, deci aici se văd schimbări mai rapide, elevii sunt consultați asupra unui anume subiect, adică își exprimă opinia, nu mai sunt puși în situația că ei trebuie să memoreze, ei sunt puși să, de asemenea, se documenteze și în procesul de documentare utilizează, sigur, mijloace IT, pentru că foarte mult se pune accent pe utilizarea computerului în realizarea activităților, ceea ce este o trăsătură care se va menține în viitorii ani, pentru că nu va exista profesie fără tehnologie. Asta se presupune că se face de câțiva ani, dar din câte am constatat, eu se face numai la ora de informatică, mai puțin celelalte materii. Da. Așa este la noi, de exemplu, ca să vorbim de tehnologia actuală, ar trebui să avem calculatoare ultima generație. Noi însă vorbim, adică eu vorbesc acum, de o încercare de apropiere a copiilor către, sigur că nu ne apropiem și nu lucrăm cu Microsoft Office 2016, dar încercăm să lucrăm pe calculator, încercăm să lucrăm în PowerPoint, încercăm să lucrăm în SWAY, încercăm și mă refer aici de, mă refer la școala care este Colegiul Național Traian și la clasele care sunt mai ridicate și care și cu care au posibilități, copiii au posibilități, deci au calculatorul lor acasă. În acest fel mai putem lucra. Și la celelalte școli, dacă ar fi tot dacă corespunzător, ca toată lumea să aibă acces la un calculator, probabil că profesorii ar lucra, dar acest lucru e posibil, e multe lipsuri.
Exact. Este, în primul rând, avem un învățământ subfinanțat. O finanțare consistentă, care ar însemna, că dacă mai se referă la salarii, aici nu e vorba de, când zicem finanțarea învățământului, ne referim la, nu numai la salarii, ne referim la baza materială. Deci dacă s-ar putea aduce nu numai calculatoare de ultimă generație, dar și programe de ultimă generație și nu numai acestea, efectiv, dar ar mai trebui și activități, training-uri făcute cu profesorii, pentru că nu este ușor să înveți să utilizezi un calculator. Doar știm de atâtea de timp, că noi cam așa lucrăm în calculatorul, apare ceva, sau știu, când ne luăm un calculator mai nou, învățăm singur să-l utilizăm și sfârșim până ai consuma perioada de viață fără să avem acces la toate funcțiunile calculatorului, după cum la fel procedăm și cu telefon, și nu avem timp să ne documentăm. Ori ca să schimbăm învățământul, ar trebui realizate training-uri specifice cu cadrele didactice, care încep nu numai de la utilizarea calculatorului, dar este vorba de elemente de pedagogie care trebuie să fie total schimbate, total schimbate, se vorba de o altă pedagogie. Noi încă lucrăm și dăm citate din pedagogia anilor 1960 maxim, sau dacă nu, de la 1800 cităm astfel de pedagogi. N-am auzit în materiale noastre de învățământ care se vehiculează și prin ministere și prin fluxul nostru intern despre pedagogi care au trecut de anul 2000. Deci avem pași, sunt destui, decalajul este destul de mare, dar încercăm cu mijloace pe care le avem să aducem o schimbare și cred că acest lucru, până toată lumea așa, trebuie să facă ministerul reformă. Trebuie să facă ministerul reformă. Ministerul... Exact. Acesta este sistemul de centralizat în care am gândit până acum. Adică să ne vină soluțiile din afară. Nu. Soluțiile vin din interior și vin din resursele cu care le ai. Vrem, decât să stăm și să criticăm că nu a... trebuie să începem să schimbăm cu resursele pe care le avem. Am cunoscut prin proiectele mele oameni extraordinari care veneau din condiții cu totul defavorizate, adică noi suntem niște fericiți, avem grupuri sanitare în școli, avem de asemenea școlile arată onorabil, avem maxim, sigur, sunt școli de la 10, unde sunt 10 elevi în mai ales pe la țară și un oraș în aparte de elevi. Am văzut recent în Africa școli private, școli cu 90 de elevi și totuși se face învățământ. Dar ce m-a uimit în mod deosebit, 90 de elevi cu disciplină, în care, o școli în care există disciplină, școli în care există uniformă, școli în care există decență. Deci, iată că se poate și cu resurse puține. Și tocmai de aceea spun că schimbarea vine din noi și dacă noi nu reușim, noi profesorii, să reușim să aducem schimbarea, să o cultivăm prin, sigur, prin noastre proprii, că nu o să vină nimeni să ne învețe și să ne țină cursul. Trebuie singur să ne pregătim, iar acum sunt o serie de posibilități online în care te poți pregăti, nu neapărat în țară, dar sunt, de exemplu, în Europa sunt foarte multe platforme pe care poți să înveți despre inovarea în învățământ, despre un scenariu didactic, despre un proiect, așa cum se practică afară. Ori aici aș acuza o comoditate a noastră, pentru că nu vrem să facem lucrurile acestea. Pentru că, într-adevăr, trebuie să studiez. Eu am uitat la profesorii în grupurile pe care am fost. Deci muncesc de dimineață până seara, muncesc, studiez, de fapt, la unde lecții. Deci nu intră ca la noi, în virtutea inerției, a doua zi la clasă. Nu. A doua zi la clasă, el, în ziua precedentă, a creat un alt proiect, s-a documentat și toate nu au manualul neapărat în față, pe care să reproduc. Asta e simplu. Ai manualul, înveți. Înveți aproape, să zic, un copil bun învață și fără profesor la o disciplină care nu, eu știu, e mai accesibilă. Dar proiectele despre care vorbesc sunt create efectiv de profesori. Ca să creezi un asemenea proiect, trebuie să ai o cultură foarte vastă, trebuie să ai cunoștințe interdisciplinare și cross-disciplinare, deci nu mai ajunge o disciplină cum suntem noi obișnuiți. Da. Disciplina, ceea ce noi reușim. Da. Și asta se cere, în ultimul timp, cam asta se cere, să lucrezi interdisciplinar, dar e foarte greu.
Da, noi avem încă acele discipline de la, eu știu, 1900, matematică, fizică, chimie și am legat de câțiva ani așa o disciplină științe care încă nu... Deci toate, acolo profesorii au mai multe specializări și facultățile noastre, aici, sigur, sunt de bine pentru că au curicule vechi, da, sunt comozi și de asemenea nu doresc să facă specializări noi, pedagogii, deci nu putem să spunem că devine un muzeu. Întreg sistemul concurează în mod nefericit la situația care există astăzi în învățământ. Începând, sigur, de la politicieni, că toată lumea a fost deputată politicienii, dar terminând cu fiecare dintre noi. Sigur, și părinții au aici un rol, pentru că de obicei, de multe ori am văzut părinții, din punctul meu de vedere, deci este o opinie personală, părinții își răsfață prea mult copiii și din dorința de a-i proteja, nu știu dacă acest mod este cel mai benefic pentru dezvoltarea copilului. Am fost în multe programe internaționale și acolo am avut ocazia să văd cum se comportă copiii noștri, cum se comportă copiii lor. Și am fost surprinsă, pentru că este frapant diferența în sensul că am întâlnit copii de o modestie ieșită din comun, copii care sunt foarte ascultători, copii care sunt sigur de asemenea plini de personalitate, dar foarte educați să respecte reguli. La noi, nu numai copiii, dar în general și societatea, este tendința este de a eluda regula. S-a dat o lege, hai să o citim cu atenție, să vedem, uite că aici o interpretăm așa, aici o interpretăm altfel. Și toate aceste lucruri, sigur, ne costă. Poate dacă am fi mai cuminți, mai disciplinari, mai muncitori, fiecare dintre noi, sigur că s-ar vedea un progres general, dar deci eu zic că problemele sunt împărțite. Este ușor după Revoluție, majoritatea categoriilor sociale au stat și au spus și au arătat cu degetul în cealaltă categorie socială, în minister, în politic, în toate. Dar aceasta nu este o soluție să arăți cu degetul la celălalt. Vina este colectivă, să spun. Și mai avem o stabilitate. La fiecare schimbare politică vine fiecare cu alte idei pe care nu apucă nici care să-și le pună în aplicare, că vin alții și uite așa, cei care au descoperit sunt tot copiii. Copiii ăștia pe care noi îi pregătim pentru societate. Da. De asta nu înțeleg. Că dacă noi nu le oferim o educație și nu îi pregătim pentru societate așa cum este cerut acum, în ziua de azi, nu ai cum să faci ceva cu ei, să ajungă tineri de succes, să-și creeze niște joburi, să facă ceva pentru societatea asta. Da, sunt de acord și cred că, în opinia mea, cea mai importantă educație care o primește în școală este aceea de a învăța ce este datoria. Ce este datoria, ce este o disciplină a muncii, ce este o seriozitate a activității pe care o realizezi. Ori într-o școală în care a devenit din ce în ce mai permisivă, într-o școală în care elevul și părintele este stăpân, pentru că în general așa este, am văzut atâtea cazuri de agresivitate din partea unor părinți, nu vorbesc în general, dar vorbesc de atâtea cazuri susținute din partea unor părinți agresivi care nu neapărat aveau dreptate și puși la colț, puse la colț care didactice respectabile de multe ori. Oameni care au demonstrat ceva în profesia lor. A fost un caz de recent la Vianu cu un profesor exigent de matematică pe care îl știam foarte bine și cu rezultate excepționale, pentru că nu acordase o notă onorabilă, unui copil, să zicem așa, răsfățat, s-a creat o întreagă imagine falsă asupra lui, a fost defăimat, a fost hăituit, a fost într-o asemenea societate în care nu dăm credibilitate profesorilor și școlii, atunci să nu ne mirăm că școala nu reușește să educe. Pentru că, uitați-vă, dacă stăm numeric, statistic vorbind, într-o școală ca și Colegiul Național Traian, avem aproximativ 70 de profesori și avem aproximativ 1000 de elevi, ori doi părinți în medie fiecare, 2000 de elevi. Deci este imposibil 70 de persoane
într-o comunitate mică să lupte, să zic așa, cu 3.000 de alte persoane. De aceea trebuie să existe reguli foarte stricte, școala trebuie pusă pe un piedestal și trebuie respectată această instituție și trebuie să avem încredere în profesori. Desigur că sunt și derapaje ale carelor didactice, nu acuz acum părinții, sunt derapaje de ambele părți. Și aici sunt de acord că profesorii, ca și alte categorii, eu știu, trebuie să ia măsuri în asemenea situații, deci, dar mai ales în comunitățile mici lucrurile acestea funcționează destul de greu, pentru că fiecare cunoaște pe fiecare și în comunitățile mari la fel. Părea mea că după Revoluție s-a scăpat și rău s-a făcut că s-a scăpat puțin din această severitate și disciplină care exista în instituțiile, în școlare și cred că și în alte instituții. Pentru că am spus și când am fost în străinătate, dacă ține ceva regulile și respectarea acestor reguli și cultura pe care o au, este pentru respect. Ori, dacă acest lucru nu este, atunci este greu să, ca lucrurile să meargă bine. De aceea spun că trebuie să ne schimbăm cu toții mentalitatea și atâta vreme cât așa ceva nu se întâmplă, măsuri, să zicem, să așteptăm de sus măsuri, cum așteptam pe vremea lui Ceaușescu, așteptăm să conducătorul mult iubit să iasă și să ne spună așa, s-au tătat acele vremuri. Dacă nu înțelegem aceste lucruri, atunci sigur că va fi greu să progresăm. Ce vă vedem este că soluțiile trebuie să vină tot de la noi pentru a se rezolva aceste probleme. Cât este de greu să gestionezi situațiile într-un liceu cu prestigiu și este destul de greu, mai ales după Revoluție, pentru că fiecare are impresia că deține adevărul absolut, fiecare trebuie ascultat, ei nu mai, aceasta este tendința de a nu mai respecta directorii, de a nu mai respecta conducătorii, pentru că resursele, de exemplu, de a ține resurse legale de a ține o anume disciplină aici sunt foarte limitate. Deci eu am încercat la un moment dat să mențin o anume ordine, am fost, sigur că am deranjat, pentru că am deranjat confortul general și pentru că trebuia, așa e frumos, să fii împotriva, așa e cool să fii împotrivă. Era vorba de niște situații de fumat în incinta unității școlare, niște situații concrete care au avut loc și după aceea au început niște reclamații. În timpul reclamațiilor au mai mult s-au coalizat și au spus că acele situații nu au avut loc, adică au fost într-o situație delicată ca și cum le-aș fi inventat. Desigur că am avut documente, că erau documente destule care confirmau procesele, care au confirmat aceste situații, adică sunt niște situații de astea penibile care drenează activitatea pe ani de zile. Pe mine n-au reușit aceste situații să mă scoată din cort, am ambiționat să mă dedic mai mult profesiei și să fac mai multe lucruri bune. Tocmai pentru că dacă aș fost o fire slabă, sigur că m-aș fi pierdut cu fila între atâtea controle, între atâtea, de atâtea ori, atâta timp pierdut pentru aceste situații care efectiv blochează activitatea. Dar am preferat să mă duc din timpul liber, am renunțat la toate și am mers mai departe. Ori atunci când ești unul, pentru că am fost unul, eu știu, poate împotrivă sau ei împotriva mea sau eu împotriva lor, este greu să, pentru că ești singur în asemenea lupte. Deci am fost așa, pentru că am ținut la un anume prestigiu. Am ținut la prestigiul școlii, am ținut la prestigiul profesorului, am ținut la... Ei, după aceste situații, sigur că toate au ajuns pe la minister, prin diverse instituții, ministerul ce-a decis? Ca să nu mai fie asemenea discuții, directorul nu mai are puterea să aplice o sancțiune. Deci în momentul de față, directorul nu are puterea, de exemplu, dacă întâlnește un elev sau îi se aduce la cunoștință că un elev a fumat în incinta unității școlare, nu ai dreptul să dai sancțiune tu ca director. Și atunci îi dau sancțiune consiliile claselor. Ei, deci în acest moment de acum 3 ani, nu știu dacă au fost 2 sau 3 situații în care s-a scăzut nota la purtare. Eu nu vorbesc ca și principiu. Nu sunt de acord cu studenții la purtare. Că și atunci când s-a produs ca efect al unei situații care nu mai putea fi controlate cu fumatul.
deci au fost date avertismente, adică avem și îngăduința de a da șanse copilului, pentru că nu interesează pe nimeni să vânezi un anume comportament. Interesează... Exact, da. Și atunci nu mai e în situație care scapă de sub control. Se procedează astfel. Ori în condițiile în care am spus, nu ai putere legală, atunci sigur că este foarte greu să conduci un colectiv de oameni care se coalizează împotriva ta. În condițiile în care ții și ai niște pretenții care sunt considerate exagerate pentru timpul de azi, mie mi se par absolut normale, adică să duci la timp, la oră, să te duci la fix, la o oră, pentru că ai de 50 de minute, dacă mai stai de vorbă, eu știu, un pic pe coridor și se duce 5-10, nu 50, hai să zic un sfert de oră și mai aici apare și cu 5 minute, 10 mai devreme. Deci am ținut la chestiuni de genul acesta, chestiuni care au deranjat. Am ținut de asemenea și am promovat profesorii care didactice care au realizat și altfel de activități suplimentare, activități de tip nou, care au realizat și altfel de proiecte, de voluntariat, de... Ați reușit să atrageți acolo dumneavoastră mai multe cadre didactice? Da, sunt câteva care fac neapărat unele, eu știu, poate au învățat de la mine, altele au avut proiectele proprii, dar m-am bucurat pentru că se folosesc un altfel de sursă și mai ales pentru că în timpul acestor proiecte copiii au contact și cu altfel de valori și cu altfel de comportamente. Am spus, învață să fie toleranți unul cu celălalt, învață să-l respecte pe celălalt, învață să nu mai fie atât de agresiv, învață despre bunurile, să zicem, și despre principiile care trebuie să guverneze, eu știu, o relație dintre doi oameni, o relație socială. Deci învață și alte lucruri decât cifric, date numerice sau metode. Și atunci sigur că am promovat aceste lucruri. De asemenea, dacă am mai fost, eu știu, incomodă, pentru că am ținut oarecum cont că am considerat că rolul unui director este acela de, mai ales la o școală bună, de a realiza și a face toate demersurile ca să, astfel încât rezultatele bune să vină în sprijinul copiilor, în sprijinul, pentru că ei sunt produsul nostru, nu în sprijinul meu personal. De exemplu, au fost multe discuții și despre eu vreau clasa cealaltă. Asta discuții, deci nu le-am permis, pentru că dacă ești profesor, ești profesor la orice clasă, ești profesor și la clasa cu medii mari și unde părinții au posibilități financiare foarte mari, dar ești profesor și la clasa unde copiii sunt copii cu părinții plecați în sănătate, copii fără posibilități financiare și acei copii au dreptul la educație și au dreptul la un profesor bun. De asemenea, dacă, de exemplu, am avut situații în care clase foarte bune nu au obținut rezultatele dorite, pentru că nu s-a muncit cu ei. Deci consider că o clasă, eu știu, de clasa 5-a, de clasa 6-a, este un copil, acea clasă, este unul dintre copii care au venit în un examen, sunt poate cei mai buni copii din oraș, sunt copii care pot aduce rezultate. Ori dacă acei copii nu aduc rezultate, opinia mea este și experiența, spune că se vine profesorului. Sigur că există și situații în care elevii nu învață, dar încă o dată spun, profesorul în ziua de astăzi nu mai este doar un transmitător de cunoștințe, el trebuie să fie mentor, el trebuie să inspire, el trebuie să găsească căile prin care aduce copilul către școală. Asta este menirea cea mai grea a profesorului astăzi și asta o fac profesorii în toată lumea. Mentalitatea aceasta comunistă, că intru pe ușa clasei, îmi fac lecția și am plecat acasă și nu mă interesează, nu mai are ce căuta în școala noastră, pentru că avem nevoie și avem copii care nu au parte și nu au bucuria și dragostea părintească de acasă. Nu au parte de sfatul părintesc. Ori au părinții plecați, ori au părinții cu probleme, ori au situații financiare foarte... Și atunci dacă încerci să te apropii de ei, ai o bucurie nesfârșită. Nu știu, poate cea mai mare fericire a unei persoane, în opinia mea, este aceea să știi că faci bine unei alte persoane în acea zi. Deci nu cred că există fericire mai mare. Ori dacă noi suntem reci și nu transmitem și nu atragem copiii, atunci să nu ne mirăm că aceștia nu răspund, au aceeași atitudine. Copiii...
Copiii au o intuiție fantastică și au un suflet atât de deschis încât ei sunt capabili să primească pe oricine în interiorul lor. Numai trebuie să vrei și să încerci să-i ajuți și ai să vezi cum se deschide și ai să vezi cum te ascultă. Deci este impresionant faptul cât de ușor este să faci totuși un copil să învețe. Dacă apelezi și la această apropiere și relație socială și emoțională pe care trebuie să învățăm să le avem. Nu putem avea doar relații rigide. Învățarea afectivă emoțională este un trend foarte modern în străinătate. De ce? Pentru că are efect. Profesorul capătă valențe și suplinește, am spus, lipsa dragostei și educației pe care o are acasă. Acest lucru trebuie să-l facă școala asta. Acest lucru îl face școala în toată lumea. Și mergând pentru acest lucru, sigur că am fost apreciată, eu știu, nepotrivit, adică lumea nu înțelege, nu sunt toți în aceeași opinie cu mine. Iar dacă părinții, de exemplu, au venit și au cerut reglementarea unei situații, la o anume clasă, unde copiii au fost pierduți, într-un fel, pentru că dacă nu un profesor bun, un profesor care să inspire, un profesor care să lucreze, un profesor care să înțeleagă, sigur că acești copii nu că scad, nu mai învață absolut nimic. Ori din totdeauna din liceu 3 ani absolvenții au fost persoane de prestigiu în comunitățile în care s-au dus și acum nu mă refer neapărat la facultăți, pentru că facultăți am văzut că s-au generalizat și pot fi oriunde, dar este vorba și de educația pe care au avut-o și este de performanțele lor. Deci nu putem, nu pot să am acești copii pe conștiință. Mai ales că primind din clasa 5-a și până ei sunt baza liceului nostru. Deci în asemenea situații am intervenit. Le-am semnalat că atunci când sunt derapaje, până la urmă, acesta e rolul directorului, mai ales la o școală bună, să sesizeze aceste lucruri, să le discute cu profesorii, să încerce să consilieze cumva, să atragă un semnal de alarmă, astfel încât să nu se ajungă. Dar, să se facă pe o medie. Sigur, adică să se îndrepte situația, dar în momentul în care totuși această situație, discuțiile sunt, sigur, există, dar în fapt nu se transpune nimic și aceste lucruri se constată, se înrăutățesc aceste situații, sigur trebuie să intervii și atunci sigur că nu ești popular. Nu ești popular și n-ai cum să fii. Și sigur, mi-aș fi pus o întrebare dacă m-ar fi iubit toată lumea. Atunci aș fi avut o mare întrebare că este o neregulă cu mine. De asemenea, totdeauna am colaborat cu inspectoratul școlar foarte strâns pentru aducerea unor profesori buni în școală. Pentru că în anume situații au fost anume derapaje din cauza neimplicării. Neimplicarea în anumite, să zicem, părți. Deci în momentul în care sunt anumite ore libere aici, în momentul în care aceste ore libere se ocupă de către care îi dați ce venite din afară a școlii, în opinia mea, inspectorul de specialitate trebuie să fie primul care se luptă pentru o școală bună. Mai ales dacă el este din acea școală. Ori dacă aici există un dezinteres major, atunci am fost și în situația pus în anii trecuți ca profesor direct de la țară să vină, să există în pericol de a fi repartizați direct la liceul 3, nu în altă. Și nu odată, dar aici trebuie să spun că am găsit oameni de bună credință în inspectoratul școlar, atât inspectorul la personal, cât și inspectorul general, cu care am gândit aceste lucruri. De ce? Pentru că legea permite, legea lui trebuie să ai interes pentru aceasta. Trebuie că o să aduci în școlile bune, prin detașare din interesul învățământului profesori buni. Dar sigur, am făcut și treaba inspectorului de specialitate, găsind lipsa profesorilor de la țară a unei bune pregătiri ca și a celor de aici din oraș. E vorba doar despre copiii care sunt diferiți și, da, e foarte greu să se adapteze. Este uriașă trecerea. Ca și cum ai venit, să zic, de, eu știu, de la
să nu dau un exemplu, se duce la universitate, la Oxford. Deci, da. Și aici trebuie un training, trebuie un training. Adică să fii la liceu, să lucrezi cu copii olimpici, ori ai absolvit facultatea cu notă foarte mare, ori, sigur, să nu vreau să generalizez, sunt profesori la țară foarte buni. Eu nu cunosc, că n-am contact așa cu dumnealor, dar trebuie totuși să fie un profesor cu experiență. În general, un profesor care, să zicem, a avut și posibilități financiare, s-a mutat către oraș, cam asta e. Eu vorbesc acum în general, nu vreau să... sunt oameni extraordinari la țară care fac lucruri minunate, dar sunt punctuali. Sunt punctuali, nu este o situație generală. În general, cu ce se confruntă acum învățământul? Lipsa profesorilor cu studii în mediul rural. Va fi o mare problemă în viitor. Și astfel spuneam, deci am reușit prin detașul interesul învățământului. Ori, dacă stăteam indiferentă la aceste lucruri, dacă stăteam nepăsătoare, ca să nu se supere domnul inspector de specialitate pe mine că mă amese peste treaba dumnealui, să nu se supere nu știu cine, pe atunci liceul Traian se ducea, să zicem, la val, să spun așa, în termen popular. Sunt pe comună de fier, dar nu știu cât și-ar asuma toate chestiile astea. Pentru că atunci, cu siguranță, ar fi ceva schimbări. Da, deci într-adevăr eu zic că dacă te străduiești, reușești să duci lucrurile în direcția pozitivă. Dar dacă nu îți pasă și lucrurile merg de la sine, sigur că situația se poate înrăutăți. Acum este nevoie, dacă vrei să ai o școală bună, trebuie să fii o mână de fier. Sigur că am fost catalogată și dictatoare și, eu știu, în toate felurile am fost. S-au spus diverse istorii, s-a chemat televiziunea, ne-am strâns toți și am spus, mi-am că în anii trecut, lucru care de mine m-a durut foarte mult. Nu pentru că s-a spus de mine, că de mine poți să spui orice. Mi s-au spus atâtea că aproape mă lasă imună aceste lucruri, dar m-a durut foarte mult pentru că am pus școala într-o situație foarte proastă. Dacă iubești școala, lupți altfel. Lupți cum luptau și până aici. Cu reclamații de la inspectorat până la Parlament și înapoi. Dar nu aduci televiziunea și faci acolo un adevărat spectacol, că poate se sperie cineva și îmi taie capul. Deci neapărat democrația aceasta nu înseamnă că aduce o forță și o presiune. Deci cu acest lucru nu sunt de acord și v-am spus, deci nu am fost de acord pentru că au făcut un deserviciu imens școlii. Și de asemenea, discuții de genul, acum asigur, de genul la, eu știu, poate la adresa mea sau la adresa profesorilor școlii, nu sunt de dorit. Acestea sunt invidii personale pe care trebuie să le spun, ele există și printre profesori cum există și în alte categorii și care nu le încurajez absolut deloc pentru că aduc un deserviciu școlii. Dar pe de altă parte vreau să completez că aceste invidii personale îmi place să cred că nu au legătură și cred că nu au legătură cu ceea ce face profesorul la clasă. Deși la un moment dat au devenit obsesii în anume situații, pentru că, dar în principal la liceul Traian astăzi există încă profesori foarte buni care își fac datoria, care reușesc să se dedice elevilor, sigur, unii sunt cu concepții mai învechite, alții cu concepții mai noi. De asemenea, mă bucur că există tineri care sunt, efectiv, sunt promovați, ceruți de părinți, de comunitate, pentru modul în care reușesc să atragă copiii. Și iar mi se pare un lucru foarte firesc. În momentul în care un părinte vede că propriul copil este atras de un anume profesor, este o tendință firească să își dorească ca acel copilul să aibă asemenea profesor. Pentru că, până la urmă, copiii învață datorită farmecului și datorită carismei pe care o degajă profesorul. Apoi se duc către disciplina în sine. Deci este foarte important ca profesorii să atragă copiii, să fie plăcuți în fața copiilor, să fie carismatici. În opinia noastră, aspectul fizic, unicatul didactic, cât contează pentru copii?
Contează extraordinar de mult. Contează extraordinar de mult și pentru tine, și, dar și pentru copii. Deci, absolut totul concură la bunul mers al activității didactice, începând de la aspectul fizic îngrijit și curat pe care îl ai. Nu trebuie neapărat să ai, eu știu, haine foarte scumpe pe tine, sau, dar să fii curat, îngrijit și cu bun gust. Dar să fii îngrijit și de bun gust. Și de asemenea, spiritul tău, modul tău de interacțiune, modul tău de a gestiona relațiile cu ei este foarte important, pentru că el astfel este atras către școală. Întâi se îndrăgostește, vorba bine, de profesor. Îi place profesorul. Copiii noștri astăzi și în România mai ales sunt foarte critici. Evaluează foarte bine, numai vestimentar, o persoană, dar și emoțional evaluează. Și de multe ori ai să auzi la ei, dacă încerci să stai de vorbă cu ei, ai să vezi că observă lucruri pe care poate tu nu le-ai observat despre tine. Deci sunt niște fini analiști ai personalității umane. Și de aceea rolul este, acum sigur că vorbesc din punct de vedere al copilor de la liceu Trancă, că aici este experiența mea și aici am expertiză să vorbesc. Și atunci rolul profesorului este destul de complex și destul de dificil. Nu trebuie să fii doar un transmitător de cunoștințe, nu mai ești cum era înainte. Profesorul deținea toate cunoștințele, învățătorul însă asta, dar profesorul acum este un mediator. Cunoștințele sunt online, sunt pe internet și sunt mult mai multe și unde multe ori vin elevii și ne surprind cu ceea ce citesc și cu ceea ce învață. Ori dacă... Profesorul este să fie bine documentat. Exact, și să oferi răspunsul cel mai bun, pentru că sunt fel de fel de variante, unele dintre ele nu... Exact, nu și... Și profesorul să fie cel care îi spune cum e bine. Chiar dacă ei vin cu lucruri care, eu știu, depășesc cunoștințele tale, deci există situația, ceriu timp pentru documentare, da, nu trebuie să, da, și vii și rămurești, da. Care elevul vine și spune ceva și profesorul nu știe și mă zic, am fost într-o situație penibilă. De ce? Nu este ce absolut, nu da. Nu știu, mă da, voi documenta, da, și exact, și da, visit, nu da, am unde, sigur, trebuie să verifici sursa de informații, sunt mai multe aceste situații, dar o atitudine de tipul nu este adevărat și să negi, taie aripile copilului și nu este normal. Deci, în ziua de azi, este normal ca și copiii să aibă mult mai multe informații decât are un profesor. De aceea spun că noul concept al profesorului este acela de profesorul este un regizor al activității, este un consultant, este, dacă spunem, eu știu, un mediator al activității didactice. Nu mai este cel care, pentru că, cum am spus, este designerul activității didactice. După cum am spus, copiii pot veni cu cunoștințe cu care, și nu de multe ori, și cam acesta este trendul, să vină și să cerceteze și să aducă cei noi. În cadrul proiectului ei fac și o anume muncă de cercetare. Cât de importantă este partea practică în ceea ce învață copiii? Este, eu zic că este foarte importantă în ideea că ajută foarte mult memorarea. Acest concept learning by doing, învățăm prin a face, este foarte răspândit în afară. În momentul în care faci o activitate, faci un experiment, tu, efectiv, îți reamintești fiecare pas, îți reamintești substanția adăugată. Și acolo, cam acesta e trendul modern. Întâi faci și după aceea începi și observi. Ce am observat, ce s-a întâmplat, ce explicăm. Și atunci, sigur că altfel se rețin anumite lucruri, pentru că scopul... Da, involuntar, și scopul este să înveți copilul să-l provoci să gândească, nu să-l înveți să reproducă fără să pună întrebări. Nu mai este acel învățământ dogmatic și pe care îl creasem înainte de Ceaușescu, pentru că 12 ani, cât stăteam în școală și ni se spunea învață așa, așa e și nu este altfel, aveau un scop, nu era întâmplătoare. Acest nu era întâmplător, pentru că atunci, la 18-19 ani, când termin, tu să fie epuizat de resursa de a pune întrebări, să fie epuizat de a spune o părere contra, pentru că altfel o încasezi, pentru că trebuie să treci mai departe în societatea comunistă românească, să devii membru de partidul comunist și să nu trebuie să ai opinie, trebuie să doar asculți. Ori
Acum, deci, suntem undeva în acea veșnică și eternă tradiție în care nu mai suntem nici ascultători, ideile pe care le avem nu au consistență, nu au relevanță și nu duc aproape la nimic bun. Practic, suntem undeva între pierderea controlului, că până la urmă nu se mai... Și trebuie să o spunem, nu se mai muncește în țara aceasta cum s-a muncit altă dată și de aceea nici nu mai ducem așa bine, dar ceea ce am câștigat, totuși că am câștigat anumite lucruri, am câștigat accesul la informație, am câștigat accesul la civilizațiile occidentale, dar sigur că acestea trebuie să, nu e vorba doar de un simplu acces, e vorba de internalizarea ceea ce vedem, internalizarea efectelor pe care le trăim. Dacă nu reușim să luăm mesajul exact din ele, este ca și cum am venit de la Paris, cum veneam și la 1800, cu valiza cu aer de Paris, care imediat se lipsește într-o săptămână cu toate bunurile pe care le achiziționați, nu mă refer nu la bunuri materiale, ci și la bunuri de ordin, să zic, mental sau spiritual, și toate se risipesc și se disipează în eternicul și veșnicul dolce farniente românesc. Mai încă nu are exemplu de care putem face cu acest acces la informație. Da, este vorba de utilizarea informației și a internetului în scop pozitiv, că noi nu avem o educație în acest scop, adică cum să-l utilizăm. Îl utilizăm la întâmplare, tinerii noștri îl utilizează în diverse direcții care nu au legătură cu educația. Când vorbim de utilizarea internetului, vorbim de utilizare profesională în Occident, o utilizare care se referă la documentare, la învățare, la chestiuni pozitive, nu doar la cum s-au creat acum rețele sociale, ci văd că mulți le utilizează, am văzut așa, utilizate într-un scop destructiv, într-un scop frustrant de a-și exprima, sigur, anumite, defăimător, am văzut atâtea conturi false create, atâtea lucruri urâte, aruncate în acest spațiu public. Există o decență a spațiului public, există, dar la noi se merge pe manipulare, pentru că această manipulare ține foarte mult. Da. Deci avem manipulare, pentru că ia mă întorc la școala românească, pentru că în școala noastră nu se formează gândirea critică, adică gândirea critică. Am auzit ceva? Primul lucru, ia o pauză. Cine o spune? De ce o spune? În ce scop o spune? Unde este informația și dovada? Da, nu. Noi credem absolut, în general, se crede ce se spune. Dacă cineva spune și numai în spațiu public sau la televizor, chiar într-o discuție privată. Deja, eu, de exemplu, am văzut și specificul profesiei de așa natură, interacțiune cu mulți oameni, deja sunt formată. Oricine îmi spune, nu contează, mama, tata, prieten sau ce este, este supus același filtru de întrebări. Și efectiv nu cred. Deci efectiv nu cred, am tras un semnal de alarmă și mă documentez. Dar de multe ori aici suntem foarte deficitari pentru că preluăm efectiv aceste idei. Deci face de principiul a crede și nu cerceta. Da, da, a crede și a nu cerceta și mai ales dacă este pe Facebook, este foarte cool informația și mai ales tinerii noștri care nu sunt absolut deloc formați. Da, și care stau foarte mult pe rețele și nu sunt absolut deloc formați în a analiza critic informația, sunt luați de valul acesta și nu mai tinerii. Până la urmă așa am fost formați să gândim, să credem. În ultimii ani am colaborat destul de mult și v-am urmărit de aproape activitatea și am văzut că în activitatea obișnuită a unui profesor faceți multe alte lucruri. Multe acte de voluntariat, multe cursuri, plecați destul de des din țară și am văzut așa imagini, poze alături de copiii cu care mergeți la aceste proiecte. Ceea ce am constatat eu e fericire în ochii acelor copii, încântare. Cum decurg toate aceste deplasări cu copiii? Ce găsesc ei acolo și nu le găsesc aici? Da, am început acest stil de educație, l-am început în anul 2012, după ce, nu întâmplător, am avut acces, am primit un mail de la Honeywell în legătură cu un training pe bază de bursă, sigur, pentru profesor de matematică, știință, tehnologie,
biologie, profesor de științe exacte, cum ar fi la noi și am aplicat. Am aplicat și am câștigat o bursă la NASA, zicem noi pe scurt, este vorba de fapt de Centrul Spațial al Statelor Unite și un centru NASA de vizitator care se găsește acolo. Am fost un training de 6 zile, de 10 ore pe zi și efectiv atunci pot să spun că a fost momentul zero în care am început să devin open-minded, adică ceea ce am văzut acolo, începând de la seriozitatea care s-a organizat acest training, niciun minut de întârziere, niciun moment de proastă organizare, deci organizarea americanului este pur și simplu impecabilă, evident că ascunde în spate o uriașe forțe de, dar și de, și de resurse umane, de personal, dar și seriozitate în ceea ce fac și efectiv tot ce am învățat acolo mi-au dat încrederea că nu sunt singură pe pământ, dar aveam impresia că sunt puțin ieșită din tipar, adică sunt altfel, sunt incomodă, sunt toată lumea gândește într-un fel, eu nu, e, nu este prea bine cum fac. Atunci am căpătat încrederea maximă că sunt un om normal și am venit cu ceea ce am învățat de acolo, pentru că acest curs de fapt a fost și investiția în educație pe care o fac ei prin programele pe care le au, are un scop foarte punctual și ei îl mărturisesc de fiecare dată. Scopul pentru care v-am oferit acest training, această minunată vacanță până la urmă, este pentru că dumneavoastră ajungeți, sunteți eroii copiilor care ajung în școală, în bănci în fața dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți cei care inspirați, dumneavoastră le deschideți oportunități dumneavoastră și sigur că m-am simțit responsabilă pentru să duc mai departe ceea ce am învățat acolo. Și atunci am venit în țară și desigur, ei creează și comunități de acestea profesionale. Așa mi-am făcut Facebook, de exemplu, un alt motiv de a participa și vedeam ce fac profesorii de acolo. Deci eu am văzut că doar o dată am când am venit cu costumul de la NASA, n-am știut ce să fac cu el și am vrut să-l dau mai departe, să fie folosit așa, eu știu, pe undeva pe la muncile, dintr-o curte, undeva, să zic la. Și apoi am văzut profesorii toamna cum s-au îmbrăcat cu costumul și am văzut în fața elevilor mei, le-am povestit de programul de la NASA, au fost foarte încântați, zic, Dumnezeule, asta trebuie să fac cu costumul. Da. Și naturalețea cu care fac ei aceste lucruri și nu sunt, să zic, judecați greșit, mi-a dat putere să duc acest program mai departe. Sigur că atunci când am venit eu în liceu transgenerat costumul NASA pe mine, eu știu foarte mulți au zis că trebuie puțin să am niște probleme dacă am ajuns să mă îmbrac în aviator, în costum de astronaut și să mă duc în fața elevilor. Dar am constatat ceea ce am spuneau și colegii de la trei copilor, le-a plăcut. Copiilor le-a plăcut povestea aventurii spațiale, pentru că aventura spațială implică foarte multă știință. Atunci când te duci în spațiu și te lovești de gravitație, te lovești de fizică foarte mult în special, te lovești și de matematică, am început să iau niște cursuri de fizică de la Asociația Profesor de Științe din Statele Unite online, pentru că eu fac foarte multe cursuri online, cursuri din Europa, ca să am noțiune elementare, să înțeleg mai bine ceea ce urmează să prezint în acest program și o parte din activitățile pe care le-am învățat acolo le făceam cu copiii. Sigur că nu poți să le faci zi de zi, pentru că trebuie să ne țin de programa școlară. Da, da. Da. Dar le realizam la ore de dirigenție, în afara orelor. Ore de dirigenție care, nu știu, mi se pare suficient o oră de dirigenție pe săptămână? Este necesară, sigur că acum educația ar trebui făcută la fiecare oră. Până la urmă și la matematică, educație și la limba română, educație și la istorie, adică nu doar predai și discuți un caz anume, formezi și niște atitudini, îți permite dacă vrei. Timpul, dacă vrei, dacă ești bine organizat, îți permite și poți să insufli niște valori, dar trebuie să vrei și să-ți pese de acest lucru. La dirigenție, dacă s-ar face această oră de dirigenție, ar fi, eu știu, cred că ar fi suficient. Sigur că nici multe nu sunt de dorit, pentru că programul și așa este încărcat, dar am avut surpriza plăcută să... Pentru că lumea s-a învățat să facă de una din dirigenție specialitate, an de zile. Nu, că facem specialitate, că avem examen. Nu mai vor părinții
specialitate. Și nu, îi ajunge, eu știu, 5 ore de matematică pe săptămână, mai vreau și pe a 6-a. Și este un lucru corect. Deci trebuie să învățăm să ne schimbăm, să învățăm că nu numai dopându-i cu exerciții, chiar dacă au examen, ei trebuie să mai învețe și altceva, pentru că dacă eficiența unui profesor ce înseamnă? Să înveți într-un timp cât mai scurt, cât mai mult și cu cunoștințe cât mai solide. Exact. Începând aceste programe, am constatat un interes, de fapt acesta era și scopul lor, dar a trebuit să constat cu bucurie un interes crescut al lor pentru ora de matematică, ceea ce m-a surprins. Erau mult mai atenți la mine. M-au văzut, oricum au văzut pe mine altfel, au înțeles de ce trebuie să studieze și de ce trebuie să învețe atâta disciplină la școală, cât sunt de utile și acest lucru m-a îndemnat să merg mai departe. Începând de anul trecut, am găsit un nou program Microsoft. Este vorba de implementarea tehnologiei în activitățile didactice. Sigur că am început cu pași mărunți, pentru că, așa cum am spus, noi nu avem baza tehnologică ca să ajungem să realizăm activitățile didactice care se fac în străinătate, dar este un început. Un prim început pe care era un succes fantastic la copii, este vorba de conexiune pe care o facem cu clase de elevi similare de pe Mapamond. Statele Unite, Africa, Australia și diverse activități care sunt proiectate pe comunitatea Microsoft. Și vreau să vă spun că la aceste activități, datorită diferențelor de fus orar, venim seara foarte mult. Venim seara, ne conectăm, durează foarte mult să pregătești totuși, da, pentru că avem echipamente destul de slăbuțe, nu sunt, dar am zis dacă în Africa se poate și ne-am conectat acolo cu o clasă de 90 de elevi și am discutat cu ei și am realizat, deci putem realiza fie ore împreună, fie discuții despre, pe diverse teme, am avut de exemplu tema războiului rece, pe problema refugiaților, poate într-o oră pot să le spun de eu, de exemplu, profesor de istorie, să pot să le spun de 100 de ori, refugiații nu sunt o problemă, n-au să înțeleagă. În momentul în care au discutat cu americanii, au povestit despre mentalitatea, cultura și atitudinea lor față de refugiați, că ei sunt o țară de refugiați, deci n-am înțeles de ce sunt o problemă refugiații, copiii au început să-și pună întrebări. Deci contactul om la om are un alt impact decât acela ca atunci când singur citește aceste lucruri în Washington Post. Și au fost diverse conexiuni, mai este una foarte provocatoare, Mystery Sky, se cheamă, în fine, sunt foarte multe. Deci am început cu acestea și vreau să vă spun, copiii vin cu entuziasm, își termină și temele. Sigur că îi aduc și părinții sau pleacă împreună, dar reușim să-i facem fericiți la școală. Deci reușesc să-i fac fericiți, pentru că după multe săptămâni de școală, după multe ore de școală, copiii aceștia, mă uit la ei și îmi pare rău, de efectiv sunt epuizați. Deci este imposibil să urmărești 7 ore pe zi diversi profesori, fiecare cu pretențiile lui, fiecare cu copil la 14 ani. Vreau să vă spun că așa este planul cadru acum, după reforma care a făcut-o anul trecut ministrul de atunci. Vă amintiți reforma? Clasa a 8-a acum are 3 zile în care copiii vin de la 8 la 15 la școală. 3 zile și în rest vin de la 8 la 14. Deci este extrem de obositor. Plus examenele care presupun o pregătire continuă. Sigur că puteau să scoatem 2 ore, dar părinții au optat pentru ele, se vorba de ore de pregătire pentru examen special de română și de matematică. Și vă spun, nu poți să înveți dacă nu ești inspirat. Făcând aceste proiecte, cât ar fi programul de încărcat, a doua, a treia, a patra zi, o săptămână pe copiii văd bucuroși la față și fericiți și orele noastre chiar așa încep, mai subliniez, mai întreb, eu știu, despre ce a rămas, o reactualizare, punctez câte o idee, deci există un câștig care se poate face în fiecare oră, dacă vrei. Și reușesc, eu știu, să ridic nivelul acesta de fericire care există în clasă la ora de matematică prin astfel de activități. Pentru că o apropiere între profesor și elev, dacă profesorul se străduiește și are loc, rezultatele se îmbunătățesc. Pentru școala noastră, pentru elevii noastre, ați reușit să faceți unele schimbări. V-aș întreba dacă v-ați gândit pentru comunitatea noastră, pentru orașul nostru, pentru județul nostru, dacă v-ați gândit la ceva, să aduceți ceva, o contribuție.
Personal ca și profesor, deci ca și profesor, dacă mă întrebați, atitudinea deschisă pe care am dobândit-o din aceste interacțiuni externe, am încercat să o transmit și aici. De exemplu, am adus acest proiect cu Rusia, Olimpiada Internațională de Matematică în Rusia și l-am lansat deci deschis tuturor copiilor, numai elevilor mei, din școală, din oraș, din județ. Și copiii buni au venit, sigur, au fost foarte puțini, pentru că nu avem, eu știu așa, un cadru și un interes pentru colaborare. Adică există încă mentalitatea, a, pe ce veni praja cu el, nu vrem, domnule, știți, cam așa. Exact, și atunci au venit doar câțiva copii care efectiv sunt interesați de matematică. Ori acestea sunt aduse tocmai, trebuie să învățăm să vedem lucrurile bune, chiar că le aduce celălalt. Haideți acolo, eu am fost la alte proiecte care le-au făcut colegii mei și le-am promovat cu succes. Și aici vreau să spun că am deschis porțile la acest proiect. A mai fost de asemenea proiectul cu cel cu NASA, deci după 3-4 ani că m-ați întrebat de NASA, după Space Invaders, acest program, copiam pe o doamnă de NASA, promis în clasa 5-a că ne duceți la NASA. Zic, bine, sunteți hotărâți, vorbiți cu părinții să ne organizăm, pentru că durează această înscriere, această proiectare, e vorba de tabăra spațială de la NASA. Și am realizat-o. Anul acesta am fost. Și am fost deschisă, pentru că, de exemplu, am avut elevi din Sibiu care i-am luat alături de mine. Deci, ca profesor, am încercat atâta cât mi-a bunăvoință am avut, dar atâta cât mi-a permis, eu știu, atâta celor din jur, dar deschiderea a fost. Sigur că posibilitățile mele umane, ca profesor și ca director, sunt limitate, adică nu am sferă foarte largă de acțiune. Dar, în general, ceea ce am făcut din această poziție de profesor, nu pot să fac, eu știu, foarte multe pentru comunitate, decât că am promovat proiecte pe care le-au făcut, recunosc, nu m-am ocupat de proiectele umanitare, dar am promovat și avem aici în Colegiul Național un ONG care se ocupă de asemenea proiecte umanitare, se ocupă un grup de 2-3 doamne profesoare, dar este un proiect mai mult pe, eu sunt mai mult pe științe exacte, pe tehnologie, pe alte chestiuni pot să-mi aduc aportul, că aici am expertiză și mai, să zicem, mai consistent, adică... Cred că este important să implicăm acești copii în acțiune voluntariat. Ar fi esențial să înțeleagă, de obicei voluntariatele la noi s-au făcut în interes, să zic așa. Adică au fost implicați și s-au implicat copii care știau că au nevoie ca să-și completeze un dosar. Un dosar pentru o bursă, pentru ceva. Exact. Deci voluntariat, deci a fost până la urmă un act mecanic care nu are nicio legătură cu voluntariatul, dar dacă se cere voluntariat acolo, hai să căutăm adevărat, să facem. În timp a început însă să se dezvolte, adică chiar se întâmplă real lucrul acesta. În momentul în care înveți să dăruiești de la tine și înveți să nu-ți mai urmărești interesul propriu și să fii încrâncenat doar de beneficiul tău personal, o să devii mai fericit. Dacă atitudinea noastră se pleacă de la aceste lucruri și ne schimbăm această mentalitate și ne deschidem către celălalt și atunci sigur că poate să dispară acest, să zicem, această stare care există în societate, rămânească la ora aceasta, de suspiciune, stare de paranoia de multe ori, stare de ură inexplicabilă, niște orgolii nemăsurabile. Deci toate acestea se pot schimba în momentul în care nu mai te uiți la celălalt și vezi un concurent, vezi un dușman, vezi un om care vrea să-ți facă rău. De ce? Efectiv, am dat... Și că nu ocupăm locul altuia. Da, este mai ales în comunitățile, este o goană, cel puțin în sistemul meu, în care sunt după funcții, să am funcție, să fiu cineva, nu contează dacă tu poate meriți sau poate n-ai făcut nimic sau nu, bați la ușa partidului până îți dă funcție, te duci, faci campanie până îți dă funcție. Chestiunile acestea, tipic românești, îndrăznesc să le acuz, pentru că zicem că scoatem
politicul din învățământ, să scoatem politicul din învățământ. Păi cum să-l scoți dacă oamenii sunt așa? Este de vină, n-am absolut nimic cu această parte politică, dar nu cred că este de vină un partid sau un altul sau un altul pentru ceea ce se întâmplă în învățământ. Aceasta pleacă invers, dinspre învățământ către, de la oameni care vor să, prin oportunism, să anumite, să obțină lucruri pe care poate nu le merită, dar pentru salariu, pentru beneficiu. Sigur că și-au fost, cum să zic, acuzată de oportunism și sunt încă câți, dar zic că nu sunt chiar așa oportunistă cum vor unii să mă facă. De ce? Am lăsat și lucruri în urma mea. Am lăsat și am dovedit că am niște competențe, am dovedit că am făcut niște schimbări. Am, tot ceea ce am realizat în viața mea a fost prin muncă. Că după aia stipic românești, m-am văzut cu... Am avut și situații destul în care m-am văzut cu medalia, nu știu care, la nu știu ce olimpiadă, gata, e meritul meu. Păi cum poți să spui că e meritul tău după ce eu 5 ani de zile te-am pregătit 4 sau 5 ore pe zi, 4 sau 5 ore pe zi, voluntar. Deci, repet, voluntar, ani de zile. Păi dacă eu făceam altceva în anii ăștia, eu poate îmi făceam o casă. Deci eu nu pot să vii să-mi spui acum că nu te-am pregătit. Eu un Dumnezeu sus. Și chestiuni de genul ăsta. Dar vreau să spun, nu m-am descurajat. Am zis, nu că am întors și la altă oraș, dar am zis, o să fac mai mult bine de acum încolo. Dar o să-l fac altfel, nu o să mai fac un singur om, o să-l fac pentru mai mulți. Deci, acest lucru ar trebui, poate, să-l învățăm. Să-l învățăm, să-l dăruim, să-l învățăm, că acest dar nu va fi recunoscut, că vei fi, poate, marginalizat, vei fi, poate, invidiat sau poate și urât pentru că ai dăruit la un moment dat. Deci este inexplicabil că aceste lucruri se întâmplă. Important este să nu te afecteze și dacă vrei să conferi, să mergi mai departe. Dacă nu și atunci, totul depinde de o resursă internă. Dacă nu-ți găsești resursa internă și atunci nu te scufunzi, că există și opțiunea să te scufunzi în ură, să te scufunzi în negare, eu nu mai fac în viața mea, nu mai... și atunci, sigur că... Dar este un... descurajat de cei din jur, foarte mulți reușesc să foarte puțin reușesc să depășească acest prag, să meargă mai departe și să facă mai mult. Este adevărat că este și sistemul care te descurajează și eu permanent am lupte și de, cu, să zic eu știu, cu olimpiadele școlare, cu modul cum se corectează, cu modul cum se premiază niște elevi, că uneori elevii mei și de multe ori sunt uitați și tendențios uitați ca să nu se supere X sau Y sau... Deci anumite chestiuni care, pe care, cum să vă spun, poate le spun acum că mă îndrept către, zic eu, către o altă etapă în viața mea, care le există, dar nu le spui pentru că dacă le spui, automat deranjează. Dar nu este așa, dar sunt realități care se întâmplă. Și atunci e normal că oamenii se descurajează și nu mai... Pentru că împingi și eu am împins muntele de pomană, nimic nu s-a schimbat, lucrurile merg tot așa. Și atunci ce decid? Decid că poate să merg în altă direcție unde o să reușesc să schimb și acolo ceva. Că poate vine un moment în care faci altceva. Și am realizat proiecte, am realizat cu totul altceva și poate am realizat un lucru bun, pentru că până la urmă acest sistem de a scoate olimpici și olimpiadă de multe ori cu disperare, pentru că primim o gradație de merit, pentru că suntem onorați de aceste merit. Nu știu dacă este, după atâția ani mă întreb, da, în realitate nu contează, și dacă pentru copil contează, contează poate doar pentru acela care este talentat sau pentru ca. Dar în momentul în care aceste examene se degradează, am auzit atât de degradare a bacalaureatului și după cum spun eu, a fost atâtea dovezi și ale olimpiadelor, atunci ce poți să mai faci? Sistemul nu poți să-l schimbi, oamenii nu poți să-i schimbi, ei sunt, gestionează aceleași situații sau chiar dacă vin alții, probabil tot la fel procedează din comoditate și din și din să ai totuși un curaj așa să-ți asumi așa o luptă cu sistemul. Trebuie să ai totuși un curaj dar încerci atunci altceva, încerci o altă soluție. Dacă lașitatea atunci ne caracterizează pe toți, atunci sigur că nici să nu ne mirăm că lucrurile nu se mai schimbă. Și în general nu facem, noi ne așteptăm soarta, plecăm capul, vorba aceea, faptul de casa abia nu tai, și atunci schimbările nu cred că vor veni prea curând. Că vorba de politic, după părerea mea, pentru noi, ca și comunitate, și
vorbesc ca și cadru didactic, este un beneficiu faptul că dumneavoastră sunteți consilier județean și că ne reprezentați în oarecare măsură și pe noi, acolo, pe lângă faptul că suntem cetățeni. Știu că v-ați gândit să mergeți într-o direcție pe politic. Dacă ne puteți spune în câteva cuvinte la ce v-ați gândit și ce v-ați dorit să faceți în ideea asta? Da, m-am gândit, sigur, am ajuns la o vârstă la care am acumulat destulă experiență, am acumulat, eu știu, destule idei care pot benefice pentru această zonă a educației. Am oarecare vechime în această comunitate și, sigur, ar fi o provocare care m-ar ajuta să creez alte lucruri bune, în special pentru învățământ, dar nu numai. Nu sunt dependent, cum să vă spun, organic de acest pas pe care vreau să-l fac, dar dacă am să-l fac, adică sunt foarte determinată, în sensul că am încheiat cu, eu știu, cu învățământul, cariera mea de profesor se termină aici și o să mă ocup de acest domeniu nou și cred că am să fac față, pentru că de orice m-am apucat nou, în general, a fost o provocare pentru mine să mă implic și să ce pot să fac, pot să fac, sigur, pentru învățământ, aici ar fi expertiza mea principală, dar sunt și alte lucruri care pot fi făcute și în alte sfere conexe învățământului. De exemplu, vă dau un simplu exemplu. Și pentru comunitate, aici sunt destule lucruri care pot fi făcute. Ori acestea nu se fac sunt. Se fac implicându-se, se fac ajungând în preajma oamenilor care au putere de decizie, fiind persuasivi, venind cu bunăvoință, cu insistență. Că așa am rezolvat toate lucrurile care au fost inclusiv la liceul Traian. Că nici aici nu stai de pomană. Această școală a trebuit să fie reabilitată la un moment dat. Această școală a trebuit să... Aveam geamul de la... Când am venit, aveam geamul de la 1890. Ele au fost date jos. Sigur că o mică paranteză de apropo de corporul care se aude, am fost întrebat, am auzit la un moment dat, că sau politicienii au furat geamurile de la... Nu, acele geamuri când s-au dat jos erau total distruse, pentru că de la 1890 erau distruse și mâncate de cali. De ce nu s-a pus, nu știu ce tâmplărie, păi ca să pui lemn stratificat, este enorm, nu există asemenea fonduri. Ori în momentul în care copiii îngheasă într-o școală și pe coridoarele școlii se merge cu paltonul și cu căciula în cap la clasă, atunci nu te mai gândești ce să pui, sau te gândești, dar dacă nu ai bani, te cadezi în banii care ai. Și zic sigur. Că ei nu se gândesc la un da. Copiilor, ci se gândesc exact. La că nu, exact, da, deci ca să împroșcăm ceea ce se face bun, suntem efectiv profesioniști, pentru că, sigur, o parte dintre noi, pentru că această manipulare are priză la un anume segment de populație. Și încă o precizare, tot ceea ce se pus aici este cu avizul patrimoniului și cultelor, că mulți nu au liniște și nu dor că s-au făcut aici abuzuri. Nu, să stea liniștiți, că nu este absolut niciun abuz. Și acum mă întorc la ceea ce vorbeam mai devreme. De exemplu, deci, pentru categoria profesorilor și alte categorii, în toată Uniunea Europeană, persoanele care muncesc mai mult sunt plătite. Orele suplimentare se plătesc. Din câte știu, în legislația noastră acest lucru nu este precizat. Dar este o măsură nu numai de aliniere europeană, dar este și o măsură de respect pentru, pentru că dacă vrem oameni care să aibă productivitate și să aibă eficiență, trebuie să avem persoane motivate. Trebuie să fie motivate financiar, trebuie să fie motivate interior, trebuie să fie inspirate, trebuie să fie apreciate. Deci aceasta este, de exemplu, una din chestiunile simple care ar putea fi rezolvate. Sau pentru comunitate. Sunt atâtea discuții. Au fost despre Lobeta, atunci se vorbim despre, eu știu, zona portuară care nu ne aparține, înțeleg, terenul. Deci sunt multe, dar trebuie să intri în contact cu ele și dacă vrei, eu zic că le poți rezolva. Sunt și chestiuni mărunte, mărunte, dar sunt și proiecte mari care se pot face. Sigur că un lobby susținut pentru această zonă sau eu știu să faci zonă liberă, sunt noțiuni pe care acum nu sunt documentată în toată, să zicem, extinderea lor, dar dacă vrei... Nu înseamnă că nu poți...
nu pot să am învățat atâtea lucruri, atâtea lucruri noi, deci nu există și chiar am o anume apetență pentru un domeniu nou, pentru că mă inspiră foarte mult și dacă ești inspirat, atunci ai forțe nebănuite și să duci la îndeplinire aceste lucruri. Deci nu, dacă ar fi să mă duc, să zic acolo, nu mă duc să mă odihnesc, pentru că acesta este felul meu, sunt o persoană care construiește și am devenit destulă construcție într-o zonă care este dedicată specific bărbaților, matematica și conducerea școlii, de aceea mulți bărbați împotriva mea, în toate zonele în care am fost, și este firea mea să construiesc și să realizez și să îmi demonstrez așa că pot să fac alte preocupări. Nu am afaceri personale, eu știu, nu am interese personale, băiatul meu este angajat pe puterile lui, pe forțele lui în Marea Britanie, nu am probleme financiare, nu am decât de aceste de idealism și de schimbare în bine. Acestea mă fac fericită. Deci eu sunt absolut convinsă că o să fac lucruri bune și că o să urdesc niște lucruri. Nu o să ies și o să vorbesc de dragul de a vorbi, cum am fost, mi s-a spus de multe ori că n-am făcut experiență politică. Bolică în ce? Să ies să vorbesc lucruri că o să fac și o să vezi pe care nu o să le fac sau să vorbesc de dragul de a vorbi. Eu am vorbit, exact, am vorbit după ce am făcut de fiecare dată. A, politică, să-mi dau cu părerea despre pasul următor pe care îl face un partid sau altul. Winston Churchill spunea că un adevărat politician știe să vizeze pasul următor în momentul în care fenomen prevăzut nu se întâmplă, la fel de bine poate să explice de ce nu s-a întâmplat acesta. Deci, credeți-mă că sunt maestru aici, este vorba de argumentare logică, de gândire critică și cred că mai bine decât am un aparat logic, mai bine conturat decât un profesor de matematică și de științe exacte în general, nu există. Chiar și în justiție, logica, aparatul logic, gândirea, raționamentul, cauză, efect, sunt legate și sunt foarte... Și aici avem un antrenament deosebit în algoritm, în gândire, în găsirea cauzelor, în producerea efectelor, în dicotomii, în multe. De unde toată această energie pe care dumneavoastră o demonstrați? De unde tot acest spirit în el? Cred că multă vreme l-am avut de la copii, deci și cred că oamenii se mai schimbă pe parcurs și așa cum am văzut pe la americani, este foarte, foarte modern și foarte cool să fii, de exemplu, și să aduci mentori în fața copiilor, oameni care își povestesc viața. Cum am ajuns ei în punctul acela al carierei? Și acele povești încep cu povești simple, nu încep cu cuvinte de lemn, nu încep cu chestiuni pe alte, încep cu chestiuni care te-au marcat, cu chestiuni care ți-au schimbat viața. Și eu și mulți dintre noi putem avea asemenea poveste și asemenea poveste fac parte din, să zicem, din calea care am ajuns aici. Cum am ajuns energetică, n-am fost așa. Deci am fost un copil timid, obișnuit, ambițios, însă am fost din liceu și cu rezultate performanțe la matematică, dar și la literatură și filozofie și citeam foarte mult și apoi am visul meu când am terminat facultatea a fost să am o familie și să am 4 copii. Acesta era visul meu. Nu s-a întâmplat așa, n-am găsit persoana responsabilă cu care să am o familie. Am încercat odată, am încercat și a doua oară la indicațiile părinților, pentru că prima dată poate n-a fost bine și atunci am fost manipulată, zic eu. Mi-am dorit un copil, am avut, am rămas cu copilul apoi singură pentru că nu era un mediu pozitiv în care să crească și învăța cu greșite dintr-o stare conflictuală și atunci m-am trezit și am zis din acest moment am terminat și trăiesc cu dificultatea și cu alte lucruri, eu trebuie să devin responsabilă să cresc acest copil cum, trebuie să ajung cel mai bun sau cel mai bun în profesia mea, trebuie să ajung să fiu căutată, trebuie să fac tot ce pot, că viața mea de aici se schimbă. Așa a fost viața. Deci viața noastră se schimbă din și este determinată de întâmplările prin care trecem și depinde cum ieșim de la acele întâmplări și ce decizii luăm. Și am mai fost sigur și alte decizii, dar în general cam pe toate le-am luat calculate. Adică am avut, am și entuziasmul necesar, să zic eu știu, și dorința de a face bine, dar am și un schelet foarte calculat în care atunci când fac ceva, îl fac un anume scop. Deci nu prea am un anume interes, nu personal,
personal, dar cu un anumit interes cu finalitatea, am din cum este întâmplător. Și nu acționam din impuls. Da, nu acționez din impuls sau chiar dacă mai fac uneori, fac pentru că așa este jocul și de gând și în clasă. Este un rol. Deci trebuie să pari în fața copilului că te-ai supărat, că te-ai enervat și că poți să fii și foarte rău dacă este cazul. Da. Copiii sunt din ce în ce mai greu de manipulat acum. Ei cam își dau seama așa de fiecare de slăbiciune a profesorului, de fiecare, dacă nu gestionezi foarte bine lucrurile, poți să ai ocazia să ieși pierzi un pic pe drum. Da, așa este. Este greu să stăpânești, să zic, copiii în stăpânire, în sensul de a fi liderul lor, de a manageria acasă, pentru că fiecare profesor, în felul lui, este un lider. Sunt 30-40 de copii care îl ascultă, îl urmează și îl imită. Ori dacă nu ești, trebuie să fii preocupat permanent de ceea ce spui, de ceea ce faci, pentru că tu ești un model, ceea ce faci tu poate fi reprodus de copii, anumite comportamente sunt... chiar toate sunt preluate de către copii, atitudinea ta de a aborda o situație, exact, deci să nu credem că ei cumva sunt atenți doar la ecuația. Nu, ei sunt atenți cum au reacționat și la nu știu care provocare a fost lansată, eu știu, voit sau nevoit sau întâmplare care se petrece acolo în mediul nostru școlar. Și toate acestea informații își define. Dacă ești conștient de aceste lucruri și vrei să fii un model și un lider pentru ei, o să reușești. Dar pentru aceasta trebuie permanent să te supraveghezi, să te autocontrolezi, să fii atent. Deci înveți tu foarte multe, ca să poți să dăruiești și să înveți tu foarte multe. Sunteți o problemă foarte puternică, față de care eu îmi exprim toată stima și tot respectul. În mine sunt un exemplu pe care multe femei ar trebui să urmeze. Mulțumesc. Da, am devenit, v-am spus, așa am încercat să spun așa, o mini poveste despre viața mea, dar la un moment dat este greu să fii așa, este greu să fii și femeie, mamă de copii și soție, pentru că am fost și așa ceva și am încercat să fiu, deși nu m-am deschis prea mult de profesia mea și de visurile mele, dar este un efort extraordinar, la fel de control, de autocontrol. Dar la un moment dat, ca să ajung la acea performanță, eu, de exemplu, am decis de mai mulți ani că cred că nu este locul meu într-un asemenea proiect în care nu mai există colaborare, ca să zic așa, și atunci am decis că tot timpul am să mi-l dedic profesiei, activității, devotamentului pentru copii. Și astfel am ajuns la cele. Deci nu este ușor. Deci, efectiv... Sunt sacrificii pe care mi le-am asumat și le-am făcut de plăcere. Deci, efectiv, mi-am dat seama că aici simt și aici, în zona aceasta, iubesc să fiu și n-are rost să mă stau într-o zonă în care nu mă regăsesc, nu mai știu cine sunt, nu știu dacă cumva nu incomodez pe cei din jur și atunci, de obicei, mă retrag și mă fac eu alte proiecte. Diferența ca să ajung la acea performanță este să-ți placă să muncești atât de eu. Muncesc foarte mult și așa cum citeam de curând un articol, nu știu, tot din sănătate și la fel ziceau, ce anume face diferența între un om de succes și un om diferența, deci este între orele 6 și orele 12. Ce face în această perioadă? Și într-adevăr, majoritatea oamenilor stau la televizor, se întâlnesc cu prietenii, stau la discuții, stau la... se recrează. Eu, între orele acestea, de exemplu, promovez educație, promovez școală, așa, asta e activitatea mea acum, clipa aceasta, caut proiecte, citesc, scriu, mă inspir și sau accesez. Și acum, de exemplu, lucrez din nou la un alt proiect, efectiv, îmi place. Stau cu laptopul în brațe și reușesc să-mi găsesc chestiuni prin care aduc beneficiu, nu numai mie personal, aduc și copiilor pe care... Și astfel avem o lume a noastră. Dar sigur, în toate direcțiile se pot face acest lucru. Nu este ușor, este o chestiune de opțiune personală. Dacă tu simți că
și ai puterea să faci acest lucru, trebuie să ai încredere în tine că până la urmă reușești. Dacă ești timorat și dependent de alte persoane, atunci e mai greu să-ți iei toată această viață în primire. Ceea ce am apreciat de la primul lucru urmărindu-vă este faptul că ați comportat ca un lider, ca un șef. Indiferent de ce spune unul altul, eu asta am constatat personal. Mulțumesc, da, așa cred că sunt destul de deschisă, nu sunt absolut deloc absolut, iar dacă am fost, s-ar putea să fost inflexibilă, dar în chestiuni importante. Acolo sunt într-adevăr inflexibilă, adică în ceea ce privește performanța, bunul mers al școlii, seriozitatea, aici, da, sunt inflexibilă, dar sunt flexibilă în anumite chestiuni, să zic, eu știu, de birocrație, în anumite chestiuni de... Și aici, iar cred că trebuie să facem și cu toții pasul către era digitală. Foarte mult timp ne consumă, pierdem aceste hârtii. Eu dau de exemplu, sună de exemplu, dau un statutul școlar, la toate școlile, dau un exemplu, să trimită o anume hârtie la toate școlile din municipiu și de la țară, că nu ajunge informație. Cum se lucrează acum? Da. Câte ore se pierd? Cum se lucrează acum? Acum toată lumea și tehnologia apară, se creează un document pe Google, unde intră fiecare școală, se dă pe mail, intră și își completează informația care exact trebuia să... Da, dar până aici calea este lungă, pentru că de asemenea vorbeam de care redacție, dar secretariatele școlii, dotările școlii, plus training-ul lor, nu trebuie să învețe să utilizeze aceste metode. Este mai multe training-uri făcute pentru toți cei care sunt implicați, personal didactic, personal auxiliar, administrativ, toată lumea să beneficieze de cât mai multă pregătire. Da, ca să obțin performanță. Da. Mulți depășiți de situație. Și nu ar fi, mai ales că trecut de o anumită vârstă. Este normal să se creeze o prăpastie între cei tineri și cei care depășesc o anumită vârstă. Da, exact. Dar pe de altă parte, societatea evoluează într-un ritm atât de rapid încât dacă vrem să avem, cum ziceam, ne punem președinte că avem o țară ca afară. Ei, lăsați că nu e chiar așa. Puteți să ne punem noi pe oricine președinte că țara ca afară nu vine odată cu... Țara vine prin noi înșine, prin ceea ce facem noi. Ori aici trebuie să intervenim, așa cum spuneați, lucrurile sunt complexe, este nevoie de foarte multe resurse financiare și să se investească în oameni. Deci nu neapărat și în salarii și în motivarea lor, desigur, dar și în pregătirea lor, iar aceste pregătiri să se facă efectiv, serios, adică nu în singur românește, hai să facem, că poate ne întreabă cineva dacă am făcut și să fie făcut. Am îndreptat cu o adevărată plăcere să stau de vorbă cu dumneavoastră și cred că am avea multe să mai vorbim, numai că timpul nostru e limitat. Aș vrea, dacă se poate, să transmiteți ceva copiilor, părinților care nu încep un an nou școlar. Da, vă mulțumesc. Aș vrea să le transmit multă sănătate, mult succes în noul an școlar și aș vrea ca anul acesta școlar să aducă mai multă implicare, mai mult studiu și mai multă seriozitate și disciplină și educație atât în școală cât și acasă, pentru că toate aceste lucruri vor conta într-o zi. Eu vă mulțumesc mult că ați acceptat invitația mea și de fiecare dată când m-am sunat, imediat ați acceptat, cum ați ezitat nici o secundă. Sper să vă stăm în continuare legătura și să ne chemați de fiecare dată cu bune și rele, să fim acolo. Vă mulțumesc! Iar vouă, dragi copii și dumneavoastră, dragi părinți, pentru că mâine e o zi importantă, vă doresc un an școlar ușor, plin de bucurie și împlinire și toate lucrurile să decurgă așa cum vă doriți fiecare în parte. Aici se încheie emisiunea noastră de astăzi și ne revedem, sper eu, cu bine, de duminica viitoare. O zi frumoasă vă doresc în continuare. La revedere!